că anunța o nouă inițiativă civică, apolitică, Cetățeni pentru Europa. Scopul acestei inițiative este să consolidăm locul Moldovei în familia de state europene. Această inițiativă vine într-un context foarte dificil pentru țara noastră, pentru regiunea noastră. Din păcate, asistăm la eforturi sistematice de a ne dezbina și destabiliza țara noastră. Acestea au atins cote alarmante și, evident, nu putem privi cu indiferență la aceste tendințe și tentative de a ne dezbina. În același timp, noi avem ferma convingere că majoritatea cetățenilor țării noastre, majoritatea absolută a concetățenilor noștri, sunt și pot în continuare da dovadă de unitate. Suntem ferm convinși că cetățenii Republicii Moldova, vorbitori de română, de ucraineană, de rusă, de găgăuză, de bulgară, dar și alte limbi, sunt toți uniți în dorința noastră de a atinge niște obiective fundamentale. Suntem uniți în dorința noastră de a menține și consolida pacea în Republica Moldova, prosperitatea și libertatea noastră a tuturor. Libertatea de a alege de cine suntem guvernați, libertatea de a avea opinii, inclusiv opinii diferite, libertatea de a vorbi propria limbă și de a păstra propriile tradiții și obiceiuri, libertatea de a călători nestingerit în Europa și în restul lumii, libertatea de a dezvolta și moderniza economic țara noastră, libertatea de a lupta cu corupția și a fortifica statul de drept și libertatea de a nu fi atrași în conflicte. Мы твердо убеждены, что граждане Республики Молдова, говорящие на разных языках, на румынском, на русском, на украинском, на гагаузском, на болгарском и на других языках, все мы едины в нашем стремлении к достижению фундаментальных целей. Мы едины в желании сохранить мир в нашей стране, укрепить процветание, свободу выбирать наших руководителей, сохранять наш суверенитет, свободу выражать собственное мнение, свободу говорить на своем языке и сохранять свои традиции, свободу путешествовать по Европе, по миру, свободу развивать и модернизировать нашу экономику, свободу бороться с коррупцией и укреплять верховенство закона и свободу не быть втянутыми в конфликты. Мы все едины в этих устремлениях, и мы можем их реализовать только в Европейском Союзе. Doar integrarea în Uniunea Europeană ne poate asigura acest viitor pe care ni-l dorim cu toții. Moldova va reuși doar dacă se ancorează ferm în marea familie de state europene. Această familie unită, solidară, puternică și prosperă. O familie care ne poate ajuta în continuare să menținem pacea și libertatea în țara noastră. Această inițiativă pe care o prezentăm astăzi este una deschisă și vă rugăm să aderați la ea înregistrându-vă pe pagina web moldova.eu, dar și fără o aderare formală la această inițiativă, vă rugăm să fiți implicați, activi, să promovați și să explicați celor apropiați că singura cale de dezvoltare durabilă a țării noastre în pace și armonie este integrarea europeană. Vă mulțumesc și îi rog și pe colegii mei să preia locul meu la acest pupitru. Da, prieteni, știți, cu vârsta gigabyte de memorie sunt invers proporționali kilogramelor și de asta îmi vă permite să mă uit la notițe. Îmi spune Vasile Tofan, sunt antreprenor, ca oricare antreprenor prețuiesc cel mai mult un lucru, timpul. Pentru că suntem într-o veșnică criză de timp, întotdeauna avem mai multe idei, planuri, vedem mai multe oportunități decât resurse, oameni, dar în primul rând timp pe care îl avem pentru acestea. Și totuși astăzi nu sunt la una din fabricile noastre, nu sunt la un șantier, depozit sau birou. Sunt aici, la această lansare, alături de colegii mei, pentru că înțeleg, ne aflăm într-un moment de răscruce și calea pe care vom alege va determina pentru generații înainte în ce țară vom trăi. Sunt două căi pe care poate merge Moldova. Putem repeta calea Estoniei, Croației sau Irlandei, țări mici ca și noi, care au făcut un salt din sărăcie în prosperitate timp de o generație. Sau putem repeta calea Donbasului, Abhaziei, Osetiei de Sud,
pământuri uitate în care timpul s-a oprit, unde nu există viitor. Putem rămâne o țară mică, izolată, ocolită de investitori, sau putem deveni o parte a cele mai mari piețe din lume. Putem rămâne o piață de 2,5 milioane sau una de 450 milioane de oameni, unde nu sunt limite pentru neastâmpărul nostru antreprenorial. Miza e prea mare pentru a ne spune, las că va trece. Las că își vor bate capul alții de asta. Dușmanii acestei țări, cei pentru care suntem ca un os în gât, care nu pot concepe că țăranii ăștia moldoveni au obrăznicia să-și croiască calea lor, diferită de cea pe care ne-o impun ei. Parcă îi vezi scrâșnind din dinți, dar ștoti moldovanii se bevă zămnile. Ei au resurse prea multe și ura lor față de noi e prea mare, complexele imperialiste prea adânci pentru a putea noi spune, las că va trece. Las că își vor bate alții capul de asta. Integrarea europeană e un subiect prea important pentru a fi lăsat politicienilor. Doar politicienilor. E responsabilitatea fiecăruia din noi. Cu toții trebuie să punem umărul. Ca antreprenor, investitor, vinificator, mă adresez în primul rând colegilor mei de breaslă, antreprenorilor acestei țări. Nu puteți sta deoparte. Nu avem luxul să spunem că nu avem timp, că avem multe altele pe cap. Nu ne putem ascunde după deget, spunându-ne că vezi tu, eu nu mă implic în politică. Miza e mult mai mare decât interesele înguste ale unor sau altor politicieni. Ține de modelul de țară pe care vrem să-l construim. Democrație sau teroare, libertate sau oligarhie, prosperitate sau disperare. Am încăpățânarea să cred că mobilizându-ne putem aduce Moldova în Uniunea Europeană până în 2030, astfel încât să ancorăm țara ireversibil în rândul democrațiilor libere. Să nu lăsăm povara asta copiilor noștri. Să ducem noi lucru până la capăt. Nu va fi un drum ușor. Va trebui să muncim cu toții pentru a convinge alte 27 de țări că ne merităm locul la masa lor. Va trebui în același timp să ne unim forțele pentru a proteja interesele noastre economice. Să ne asigurăm că primim miliardele de euro necesare în fonduri structurale. Că eliminăm bariere pentru produsele noastre. Că menținem preferințele comerciale cu țările din Est. Că rezistăm reglementările excesive care ne pot eroda competitivitatea până stăm bine pe picioare. Avem de lucru prieteni, dar am încrederea că vom izbuti, pentru că nu ne temem de provocări, nu ne temem de lucru. Mă adresez vouă, antreprenorii acestei țări. Oameni care văd oportunități unde alții văd obstacole. Voi cei care sunteți veșnic plini de idei, visuri, planuri, care sunteți în veșnică mișcare. Voi cei cărora soțiile vă spun, sau soții, dar mai oprește-te omule, mai lasă de lucru și la alții, pe care copiii vă văd prea rar, dar care nu vă puteți opri pentru că sunteți croiți din altă stofă. Companii mari și mici, Linela și Ferma cu origini, Purcar și Carpe Diem, Tucano și Poetry, Brutăria Barda, La Mămuca sau Găgău sau Frasi, Painet, Fagura, Privesc EU sau Bloom Coding și alți mii de oameni cu pasiune pentru afaceri, visători incurabili, nebuni care pur și simplu nu pot sta locului. Voi sunteți cei care puneți țara asta în mișcare. Și voi sunteți cei care puteți pune umărul pentru ca opțiunea noastră europeană să nu mai fie opțiune, dar să fie o certitudine. Acum, pentru că sunteți oameni practici, vă întrebați cum mă pot implica. Sau mai direct, omule, hai termină și spune ce pot face eu concret. De asta vă rog să scanați acest cod, să mergeți pe acest site, să vă lăsați datele de contact. Vom reveni cu instrucțiuni pe cât se poate despre practice despre cum vă puteți implica. Încă o dată, pentru a evita orice neînțelegere, este o acțiune civică, apolitică și respectăm preferințele politice ale fiecăruia din voi, atât timp când suntem uniți de o viziune comună despre viitorul acestei țări, despre un viitor în Uniunea Europeană. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Bună ziua! Sunt Valentina Nafornița și sunt soprană din Republica Moldova. După această scurtă frază, atunci când mă prezint pe scenele europene, urmează întrebarea, unde este Moldova? Da, nu este greșeala noastră, că nu se știe despre noi, că nu suntem cunoscuți. Și din această cauză poate ne simțim inferiori, deși avem foarte mult de oferit. Noi putem să schimbăm acest lucru.
putem face Moldova vizibilă pe mapa europeană, respectiv, și pe cea mondială. Sunt aici pentru a-mi folosi vocea, de data aceasta în scop civic, pentru a spune un mesaj direct. Oamenii din țara noastră merită o viață mai bună. Copiii de aici merită o educație culturală, muzicală, artistică, colorată și fascinantă. Merită să aibă posibilitatea și libertatea de a se integra în amalgamul de culturi europene. Artiștii, muzicienii, actorii, dansatorii, pictorii din Republica Moldova trebuie să aibă condiții prielnice pentru a exista. Ei au nevoie de inspirație și nu de griji și nevoi financiare. Noi toți merităm, ca părinții noștri, să-și trăiască în liniște bătrânețele alături de nepoții lor. Iar nepoții și strănepoții lor să se mândrească pentru faptul că părinților au reușit, printr-un efort comun, să aducă țara la un alt nivel de dezvoltare, la un alt nivel cultural, la un alt nivel de securitate națională. Astfel, păstrându-ne pe toți un popor unit, o țară unită și mare la ea acasă, în Uniunea Europeană. Sunt Valentina Nafornița și sunt mândră că sunt o soprană de Republica Moldova, o țară cu locuri pitorești, de poveste, cu oameni muncitori, frumoși, mărinimoși și demni. Vă mulțumesc! Bună ziua! Sunt Alexandru Cozer, jurnalist, și așa mi este firea, așa am fost crescut și educat. Așa s-a întâmplat ca de fiecare dată în scurta istoriei de independență a Republicii Moldova, în momentele cheie, decisive, când ni se decidea soarta, să fiu și eu acolo. Am fost la începutul anilor 2000, chiar dacă eram doar un copil, în stradă, zile întregi, apărându-mi limba, istoria și viitorul, apoi protestând împotriva federalizării. Am fost acolo și în aprilie 2009, atunci când tinerii au spus că nu se mai poate să fim rușinea Europei, ultimul stat comunist, și au luptat pentru a șterge această rușine de pe fruntea noastră și a ne pune clar pe un parcurs european. Am avut onoarea să fiu printre cei care au fondat platforma civică, ce a lansat marile proteste de la mijlocul deceniului trecut, care într-un final au contribuit la eliminarea, deocamdată doar din viața publică și de pe scena politică, a celui mai odios oligarh pe care l-a dat această țară. Și de fiecare dată le-am explicat tuturor, indiferent că era cineva cu care stăteam în cort la începutul anilor 2000, sau era cineva care se apropia de mine ca un vorbitor de pe scenă în timpul protestelor de acum câțiva ani, că nu este doar de responsabilitatea mea sau a celor de la guvernare sau a unui activist civic să creăm viitorul acestui stat. Este responsabilitatea noastră, a tuturor, comună, indiferent de poziția pe care o avem, indiferent de unde ne aflăm, de cât de vocali suntem. Țara aceasta este a noastră și viitorul trebuie să ne-l croim împreună. Acum suntem într-un moment extrem de important și de dificil pentru această regiune a Europei. Iar în fața noastră a apărut o oportunitate extraordinară. Referendumul pro-european care se va desfășura în această toamnă este probabil cel mai important eveniment de după independență. Dacă vom reuși la acest referendum să spunem un da hotărât civilizației, prosperității, demnității, libertății și democrației, ne vom înscrie desăvârșit pe această cale. Dacă nu, atunci cei care atacă militar Ucraina și ne atacă pe noi pe toate căile posibile, ei vor învinge.
și vom deveni, din păcate, o gaură neagră a Europei, așa cum au creat rușii atâtea mai spre est, dar încearcă să ajungă spre vest. Repet, nu este de responsabilitatea unui om care este președinte de țară, prim-ministru sau ministru. Este responsabilitatea noastră a tuturor. Și cu toții trebuie să depunem aceste eforturi pentru a ajunge acolo unde ne dorim și acolo unde merităm. Mai sunt câteva luni și trebuie cu toții să ne implicăm, să facem tot posibilul ca să reușim. Pentru că, repet, aceasta este țara noastră și noi cu toții putem să avem doar un singur viitor. În marea familie europeană, în marea familie a democrației, libertății, unității. Hai Moldova, hai Europa! Bună ziua tuturor! Numele meu este Rângaci Irina și fac sport de performanță. Până la vârsta de 22 de ani am reușit să obțin destule titluri europene, medalii de la campionatele europene, titluri mondiale și alte medalii. Am reușit să mă calific la Jocurile Olimpice din această vară, care urmează să lupt pe saltelele din Paris în două luni. Ceea ce am învățat până la această vârstă este că foarte mult contează să fim uniți prin sport. Am cunoscut foarte mulți, pot spun, prieteni din Uniunea Europeană, din întreaga lume, cu care ținem legătura și discutăm. Până începe a aduce rezultatele, a ridica flagul la nivel mondial, nu prea se cunoștea de Republica Moldova. Însă acum mă bucură faptul că adversarele noastre cunosc cine sunt moldovencile și au grijă de, prin faptul cum să se lupte cu noi. Cel mai important lucru pe care l-am învățat a fost să fii corect atunci când lupți, atunci când participi la competiții. În momentul în care se fură punctajul sau se înjosește al doilea participant, vorbesc despre asta pentru că am nimerit de foarte multe ori în aceste situații, mi se pare foarte incorrect față de corectitudine. De aceea am ales să mă alătur din mai multe motive Mișcării Cetățeni pentru Europa, care va milita pentru organizarea în condiții corecte a unui referendum pentru adunarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Acces îmbunătățit la infrastructura sportivă modernă și facilități de antrenament la nivel european și mondial. Oportunități sportive de participare la competițiile sportive internaționale la nivel european și mondial. Facilitatea mobilității sportivilor și antrenorilor la nivelul Uniunii Europene prin dreptul de muncă în spațiul european. Participarea la competiții pentru promovarea sportului și a stilului de viață sănătos, schimb de experiențe cu loturile naționale din întreaga Uniunii Europeană. Prin acest fapt reușim să promovăm modul sănătos de viață și sportul în general. De aceea vă îndemn pe toți pe 20 octombrie să participăm la referendumul de integrare pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc! Sala ne-a dat întâi un val de aer rece după care am hotărât să ne încălzească un pic, așa, dar noi o să rezistăm. Eu sunt Macar Maria. Dețin o afacere de familie, se cheamă afacerea Bunătăți de la Marica. Mai bine de 8 ani suntem pe piața locală. Vreau aici să stau, în țara mea, dar vreau altfel de condiții. Fiecare din noi a călătorit, călătorește și place să călătorească, mai ales în Europa. Ne plac țările europene.
Ne place stilul de viață, ne place tot ce este acolo în Europa. Când venim acasă, ne întrebăm de fiecare dată, dar de ce la noi nu e ca acolo? De ce noi nu putem să facem? Noi putem să facem. Eu vorbesc din numele micilor antreprenori din Republica Moldova, cei ce dețin afaceri. Noi suntem capabili. Noi vrem să facem parte din Uniunea Europeană, noi vrem să beneficiem de suport atât financiar, informațional, în privința dezvoltării antreprenoriatului, noi vrem să avem acces la surse investiționale, noi vrem ca să avem schimb de experiență cu cei mai mari în domeniul meu, cofetari, patisiere din alte țări, să mergem noi cu afaceri, să dezvoltăm afacerea noastră în aceeași România, că deja este o țară europeană. Să avem dezvoltate căile de acces la diferite proiecte europene, ceea ce ne-ar ajuta. Mie îmi place să dezvolt afacerea la mine acasă. Nu vreau să plec de aici, din țară. De asta eu sper că noi oamenii trebuie să înțelegem cu certitudine ce este foarte important pentru noi. Care este cursul ales de țară? Vorbesc cu emoții, fiindcă toate lucrurile frumoase se fac cu emoții și redau emoția din interiorul meu. Sper la înțelegerea oamenilor care știu ce înseamnă să ai o afacere și cât este ea de greu să o dezvolți atunci când nu ai o susținere din afară. Sau atunci când nu faci lucrurile, eu mereu am lucrat din inimă, cinstit și vreau să continui această cale și în familia europeană, pe drumul ales de guvernarea noastră. Îndemn toată lumea să se mobilizeze până la referendum. Mai este timp suficient. Rog oamenii din domeniul afacerilor, oamenii simpli care lucrează într-un colectiv, care au tangențe cu mai multă lume, să informeze corect despre importanța participării noastre la acest referendum. Ori prin asta noi hotărâm soarta noastră de mai departe. Dacă noi nu am reușit să profităm de aceste beneficii, ori reușesc să beneficieze copiii și nepoții noștri. Aș vrea să ne unim spiritul civic într-o cauză comună, cauza ceea ce privește ziua alegerilor și ziua referendumului, să participăm activ, să convingem lumea prin argumente, să se informeze lumea din surse demne de informare, să nu fie influențați de canalele sau sursele care ne spun că Uniunea Europeană este rău, Uniunea Europeană nu este bine. Nu, este bine, fiindcă este civilizație, este respect față de cetățeni, este siguranță, Uniunea Europeană este pace, libertate și noi vrem acolo să ajungem. Deci cursul nostru este ferm hotărât și noi am venit aici să ne spunem astăzi poziția din diferite domenii de activitate. Vrem să activăm nestingherit, vrem să activăm siguri de ceea ce facem și vrem să fim protejați mai mult ca oricând și credem că atunci când o să implementăm ceea ce este și în Uniunea Europeană și la noi în țară și o să urmăm cursul integrării europene, ne vom dezvolta mult mai bine, vom avea o viață mult mai calitativă și copiii noștri ne-or spune mulțumesc, dacă nu copiii, ne-or spune nepoții că am făcut o treabă bună. Vă mulțumesc mult! Bună ziua, sunt Vladimir Ternavski, sunt activist de mediu, drepturile omului, sunt antrenor, dar și director executiv de profesie și astăzi aș vrea să mă adresez la colegi, prieteni, cetățeni acestei țări care, ca și mine, vorbesc limba rusă, ca limba maternă.
Сегодня я хотел бы обратиться к тем, кто в первую очередь говорит на русском языке из своей семьи, и который так же, как и я, наверное, долгое время жил в русском информационном пространстве, сталкивался со всеми мифами, дезинформацией, теми проблемами, которые вызывает знание лишь одного языка. Но слушая коллег сегодня, я понял, что на самом деле есть еще более важная, да, проблема. И все слова, которые были сказаны, все мечты, которые были озвучены, они будут невозможны без объединения усилий против самой главной глобальной проблемы. Как бы это ни прозвучало, но самая главная проблема на сегодняшний день на международном уровне – это глобальные климатические изменения. Сегодня мы не можем говорить о том, что мы будем радоваться жизни, если у нас высохнет Днестр. Мы не сможем дышать спокойно, если у нас будет загрязнен воздух. Мы не сможем выходить на природу, если у нас не будет лесов. И когда мы говорим о климатических изменениях, очень важно говорить о сотрудничестве. Очень важно смотреть по фактам, да, кто является нашим спутником, кто является нашим коллегой, партнером, кто не является нашим партнером. Очень часто используется это сравнение, причем со всех сторон, да, кто наш партнер, стратегический партнер, так скажем. Так давайте посмотрим по фактам. Если мы говорим об устойчивости Молдовы к климатическим изменениям, о нашей независимости, энергетической, ресурсной независимости, кто инвестирует в эту сферу? Да? Кто для нас является настоящим партнером? Тот, кто инвестирует в подкуп политиков, разных функционеров, тот, кто занимается пропагандой, или тот, кто на протяжении десятилетий инвестирует в ревитализацию рек, в высаживание лесов, да, в создание новой инфраструктуры по энергетике, в повышение нашей энергетической устойчивости и повышение энергетической независимости наших зданий. Кто помогает нам восстанавливать нашу землю, кто помогает нашему сельскому хозяйству. Да, просто не нужно даже верить мне на слово о том, что за последние 20 лет инвестиции Европейского Союза в Молдову выросли в 20 раз. Просто возьмите отпуск и проедьтесь по стране. Посмотрите, сколько вы увидите проектов и табличек с надписью «Создано при поддержке Европейского Союза», сколько будет табличек на очистных сооружениях, на более или менее хорошо сформированных свалках для отходов, да, которые загрязняют нашу воду, воздух и все остальное. Сколько вы увидите проектов по восстановлению детских больниц, школ и так далее. Даже я, будучи из Рыбницы, недавно посетив родителей, увидел на больнице надпись отремонтировано при поддержке ПРООН, да, UNDP. И сейчас встает вопрос, да, кому мы доверяем и с кем мы хотим идти дальше в наше будущее в партнерских отношениях. С тем, кто инвестирует в пропаганду и занимается политикой, да, это слово, которое так не любят у нас, или с тем, кто занимается конкретными делами и инвестирует в нашу независимость. Возможно, вы уже знаете про это, некоторые из вас уже давно понимают, в каком направлении нам нужно двигаться, но дело в том, что сегодня уже поздно начинать себя или ограничиваться собой. Я скажу на собственном примере. Годами я после того, как перешел, скажем так, к пониманию того, как устроен мир, от того маленького мирка пропаганды, в котором я обитал десятилетиями, я слушал и терпел. Молчал, когда другие повторяли тезисы пропаганды. Молчал, когда люди рассказывали о том, как они ненавидят других, или о том, как они хотели бы объединиться с кем-то и жить под плечом большого брата. Сегодня слишком поздно, и мы не имеем права молчать. Мы не имеем права начинать себя и копить в себе это раздражение, эту злость от того, как несправедливо поступают с людьми. Сегодня нам нужно начать как минимум с нашего окружения, но лучше проявить свой голос, потому что голос, который не слышно, который находится только внутри вас, его по факту не существует. Тот, кто говорит громче всего, и, к сожалению, так устроено общество, тот и представляет нашу страну. И в этом году, когда будет один из самых важных дней, как сказали коллеги, в истории страны, у вас будет возможность легально, безопасно проявить свой голос. Но очень важно до этого также говорить и до этого помогать тем, кто находится в пограничном состоянии, сомневается, он за или против, он выбирает европейский путь или нет. Очень важно поговорить с ними, потому что эти люди точно так же, как и вы, долгое время находились под массированным обстрелом пропаганды. И прямо сегодня вы можете наблюдать это, в том числе в YouTube, который только что открыл платную рекламу. И сегодня мы уже видим десятки роликов, которые спонсируются огромными средствами и которые дезинформируют население. Я призываю вас всех
тех, кто живут в самых разных городах и селах Молдовы, поговорить с вашим окружением, потому что мы, русскоговорящие, находимся в более уязвимой позиции, мы дольше существуем под гнетом этой пропаганды, и нам тяжелее сделать этот шаг и переход, и понять, что мы ошибались. Но это очень важно сделать, и это очень важно помочь другим. Очень важно прийти в назначенный день и отдать свой голос за свое будущее, а не дать возможность другим украсть наше будущее и сделать нас вассалом чьих-то имперских амбиций. Спасибо. Bună ziua, numele meu este Nata Albot, eu sunt fondatoarea organizației neguvernamentale Ca Lumea și antreprenoare. Ajut antreprenorii locali în domeniul comunicării, marketingului și totodată dezvolt o destinație turistică pe malul stâng al Nistrului, în satul Pohrebea. Eu astăzi vreau să le vorbesc tuturor celor care ne urmăresc despre mândrie de țară. Eu astăzi aș vrea să vă vorbesc tuturor despre cât de mândră eu sunt de noi moldovenii și vreau să vă spun că lucrurile nu stăteau așa 10 ani în urmă. 10 ani în urmă eu nu mă regăseam printre moldoveni. Pe mine mă deranjau gheretele din Chișinău urât mirositoare, mă deranja corupția din sistemul judiciar, mă deranjau gropile de gunoi la marginea satelor frumoase, mă deranja drumurile stricate, oamenii dezbinați și pestriți, voturile care se vindeau cu 50 de euro la secțiile de vot. Și înțelegând că eu nu mă regăsesc printre toate acestea, m-am gândit că poate ar fi bine să fac carte. Așa că mi-am luat familia și m-am mutat departe de Moldova, unde am făcut carte. Și atunci am înțeles, de fapt, puterea sintagmei, cu cât mai departe ești, cu atât îmi ești mai dragă. Pentru că atunci am înțeles că, aflându-mă printre foarte multe etnii, printre foarte multe popoare, noi, moldovenii, suntem un super popor. Noi aparținem unei istorii bogate, unui patrimoniu cultural extraordinar. Noi suntem foarte harnici, noi suntem simpli, noi facem rai din ce avem. Și m-am gândit că chiar dacă sunt departe de casă, aș putea chiar și de acolo, de la depărtare, să fac ceva pentru țara mea. Și, întâmplător sau nu, dar atitudinea mea față de noi moldovenii a început să se schimbe. Eu am înțeles prin propriul meu exemplu că atunci când te implici, când vrei să schimbi lumea în jurul tău așa cum o vezi tu și cum îți place, oamenii vor să se alăture. Oamenii vor și ei să fie frumoși, să se mândrească cu ei, să fie harnici, să-și cunoască identitatea, să-și cunoască istoria, să vrei să fie mulți uniți în jurul unui bine comun. Lucrurile s-au schimbat radical în atitudinea mea față de moldoveni în momentul în care a început războiul în vecinătate. În momentul în care am văzut cum din puținul pe care fiecare dintre noi îl are, am deschis ușile pentru refugiați, am împărțit tot ce am avut mai bun pentru ei, am găzduit sub acoperișul caselor noastre, le-am oferit un loc la masă și am plâns cu ei împreună pentru durerea pe care o trăiesc. Un alt sentiment de mândrie l-am avut pe 26 mai anul trecut, chiar dacă nu eram în țară, de departe trăiam o imensă bucurie și mândrie pentru moldovenii noștri. Asta m-a făcut să înțeleg că lucrurile se schimbă și că eu vreau să fac parte din asta. Eu vreau să fac parte din această schimbare. Așa că, acum un an, am decis că copiii mei trebuie să fie lângă bunei și este foarte emoționant pentru mine, pentru că schimbările radicale în viață, ele se dau destul de greu. Recent am înțeles că aș vrea să fac parte și dintr-o comunitate de oameni care își doresc aceleași lucruri ca și mine, pentru că, deși noi cu toții în căsuțele noastre înțelegem care este binele pe care ne-l dorim, nouă ni se pare că ceilalți sunt mai gălăgioși și mai mulți. Nouă ni se pare că toate doamnele alea care vin la aeroport leșinat, întâmpinând o politiciană coruptă, ele sunt multe, ele sunt adevărate. Dar iată, noi stând și urmărind aceste știri, noi suntem puținii care înțelegem ceea ce nu este adevărat. Noi putem face un lucru foarte mare, lucrul ăsta, să ne demonstrăm nouă tuturor cât de mulți noi de fapt suntem. Noi suntem mult mai mulți decât am fost anul trecut pe 26 mai, arătând voința poporului pentru integrare europeană.
Și noi avem nevoie acum de o mobilizare fără precedent. Ne-au rămas câteva luni pentru cel mai important test de maturitate pentru societatea noastră. O societate care deja a demonstrat comunității internaționale cine suntem noi, care sunt capacitățile noastre, cu ce noi putem fi de folos și că noi se poate avea încredere. În noi se poate avea încredere. De aceea eu vin cu un apel către toți cei care ne urmăresc. Mă adresez la primari, la lideri de comunități, mă adresez la artiști, mă adresez la sportivi, mă adresez la influencerii care zilele astea mă refuzau pentru că nu vor să facă politică, mă refuzau în a se alătura aici. Noi nu facem politică, noi nu aparținem niciunei culori politice, noi pur și simplu vrem să creăm un nucleu de cetățeni activi și să inspirăm alți cetățeni activi să ni se alăture. Organizația pe care eu o conduc se va lansa în curând într-o campanie de mobilizare socială, de luptă cu dezinformarea și de punere în valoare a beneficiilor integrării europene. Campania noastră se va numi În rând cu lumea, pentru că asta e ceea ce noi ne dorim, să fim în rând cu lumea. Și invităm absolut toți oamenii care își doresc să pună umărul să ni se alăture. Ușile noastre sunt deschise pentru toți cei care știu că au ce oferi și știu că merităm un prezent și un viitor mai bun. Campania În rând cu lumea va fi prezentă la toate evenimentele culturale din țară, evenimentele mari. Vom discuta cu cetățenii, vom discuta cu comunitățile, vom ruga oamenii să pună umărul, pentru că cel mai mare pericol al nostru acum este informația toxică, informația falsă, care ne face rău tuturor și ne implantează dubii. Noi nu trebuie să avem dubii, noi suntem mulți, noi suntem determinați și noi avem de trecut un examen împreună. Datoria noastră nu este doar să fim prezenți la referendum, datoria noastră este să fim o majoritate covârșitoare, pentru ca nimeni să nu poată niciodată pune la dubii procentul de participare și procentul de populație care își dorește această schimbare. Aș vrea să citesc manifestul grupului nostru civic, care, după cum vedeți, suntem foarte emoționați, cruzi, foarte multe frici în noi, dar cu speranța că, începând de ziua de astăzi, rândurile noastre vor crește și toți oamenii care până astăzi încă se temeau, aveau dubii, vor înțelege că onestitatea, încrederea în noi este un motiv pentru care să vă alăturați și să acționați în comunitățile noastre. Noi avem foarte tare nevoie de voi să fiți activi și mulți în comunitățile voastre. Haideți să ne asumăm disciplina de a consuma în fiecare zi știri din surse de încredere. Haideți să ne asumăm disciplina de a discuta aceste știri la masă cu oamenii noștri dragi. Haideți să ne înarmăm cu argumente pe care să le folosim atunci când discutăm cu cei care vor să bage dubii în noi, pentru că anume asta ne va ajuta să fim foarte mulți și determinați la referendum. Manifestul pentru grupul civic Cetățeni pentru Europa. Noi avem 7 puncte aici. Punctul 1. Pace și prosperare acasă. Locul Moldovei este în Uniunea Europeană. Vrem să fim în rând cu lumea pașnică, liberă și prosperă. Suntem convinși că în Moldova Europeană orice cetățean va dori să locuiască, să muncească, să facă familie și să îmbătrânească în bunăstare. Punctul 2. Dezinformarea, propaganda și indiferența sunt la fel de periculoase ca și armele. Suntem foarte aproape de a izbuti. Credem că Moldova poate deveni membra a Uniunii Europene mai devreme de 2030. Dar avem un dușman foarte periculos, informația falsă cu care suntem zilnic afectați. Pentru a învinge acest dușman și pentru a păstra pacea în Moldova, trebuie să învingem nepăsarea și fiecare să pună umărul prin informare corectă și activism civic în comunitățile sale. Haideți să facem din activismul civic o chestie cool. Punctul 3. Informarea corectă și educația mediatică a cetățenilor. O societate educată este o societate greu de manipulat. Ne angajăm să combatem dezinformarea și propaganda prin campanii de informare corectă, bazate pe fapte și adevăr, pentru a demasca manipulările care încearcă să submineze viitorul nostru și procesul de integrare europeană. Punctul 4. Produs în Moldova, produs în Europa. Moldova prosperă este Moldova antreprenorilor profesioniști și onești.
Ne dorim să promovăm cu fermitate interesele antreprenorilor locali, inclusiv prin integrarea noastră economică deplină într-o comunitate de 450 de milioane de consumatori europeni, plină de oportunități, dornici să ne descopere. Punctul 5. Diferiți, dar uniți. Nevoia de pace, libertate și bunăstare ne unește pe toți cei din Republica Moldova, indiferent de limba vorbită și de etnie. Rusă, ucraineană, găgăuză, bulgară sau română. Chemăm cetățenii de orice etnie, din toate regiunile Moldovei, la unitate pentru Moldova europeană. Punctul 6. Activism civic, nu politică. Credem că integrarea europeană este un subiect prea important pentru a fi lăsată doar la discreția politicienilor. Nu este suficient să mergem la vot și nu este suficient să alegem guvernanții și președinții. Ne implicăm fiecare activ în construirea destinului țării noastre și invităm pe fiecare dintre voi să puneți umărul. Punctul 7. Mobilizarea și implicarea comunităților. Chemăm la mobilizare și implicare activă comunitățile locale, organizațiile civice, asociațiile și liderii locali, voluntarii, pentru a asigura o participare masivă și conștientă la referendumul din octombrie 20, astfel încât vocea fiecărui cetățean să fie auzită și respectată. Antreprenori, profesori, lideri de comunități, artiști, sportivi, influenceri, oricine vrea pace și prosperare în Republica Moldova și poate influența spre bine alți oameni, este invitat să ni se alăture. Site-ul nostru este moldova.eu. Acolo veți găsi un formular pe care îl puteți completa. Fiecare poate contribui când poate, cum poate și cât poate, fie prin voluntariat, fie printr-o donație. Noi deocamdată încă suntem în formare, acest grup civic, și cel mai mult îmi doresc ca după 20 octombrie să nu mai avem de lucru. Mersi! Vă mulțumim! Vă mulțumim și pe curând! Mulțumim.